Ne întâlnim la Galeria GEP de pe strada Plantelor numărul 50, doamna Liviana Dan, în expoziția pe care ați gândit-o, ați conceput-o pentru Mircea Stănescu. Anii 80 ai artistului merg foarte bine cu tipul de împărțire a Simezei. Da, e o clădire veche, într-adevăr, și cu o mare încărcătură emoțională. A fost clădirea poetului Maniu. Probabil multe din întâlnirile literare ale timpului respectiv se făceau aici, ori spațiul este... Unul care predispune la meditație. Da, e un spațiu problematic, această emoționalitate care vine din timp. Ce e foarte nou și ce e foarte bine în acest proiect, Mircea Stănescu a lucrat foarte multe colaje. Mi-a plăcut unul foarte mult, cel foarte încărcat și cu note muzicale și cu desen, pictură. M-am simțit ca acel personaj supradimensionat, încărcat, foarte încărcat. Da, a lucrat multe colaje și textile și colaje de hârtie în anii 80, care erau foarte firave, foarte fragile. În momentul în care nu am mai putut să asigurăm realmente protecția lor într-un spațiu, nu aveam depozite așa de mari. Toate cele 27 de colaje sunt de 2,70 m pe 1,90 m. Atunci ne-am hotărât să găsim o soluție bună pentru ele. Soluția a venit de la Galeria GEP și de la Andrei Breahnă, care a reușit să găsească un proiect prin care toate aceste colaje au fost restaurate și au primit suportul pe care ele nu le-au avut niciodată în 30 de ani. Colajele sunt făcute între anii 87-91, cam așa. Andrei Breahnă, de ce opera lui Mircea Stănescu la GEP Gallery? Ne cunoaștem de foarte mulți ani. Este a doua expoziție a lui Mircea Stănescu la galerie și trebuie să vă spun că am avut așa o colaborare extrem de strânsă. Am avut ocazia să recuperăm întregul fond de lucrări al lui Mircea Stănescu. Și care a trebuit să fie restaurat. Și care a trebuit să fie, în unele cazuri, extensiv restaurat. Dar a fost foarte pasionant să parcurgem această arhivă. Am avut chiar un proiect de cercetare pe care l-am făcut pe parcursul mai multor luni, care am documentat fiecare lucrare fotografic și am făcut ceea ce se numește un condition report, care identifica problemele de conservare sau starea unei anumite lucrări. Și apoi am extras din această arhivă, care are undeva la 850 de elemente, o selecție de lucrări care au fost după aceea supuse restaurării pentru această expoziție. Este un fond mult mai mare de lucrări, nu sunt expuse toate în expoziție, dar este o selecție curatoriată în raport cu, mă rog, spațiul și în raport cu tema expoziției, care este aceea de a pune în dialog lucrări din anii 80 cu lucrări mai recente. Mircea Stănescu, artist expozant la GEP Gallery. Au o încărcătură specifică a anilor de atunci, n-a fost ușor. Deci, de fapt, asta și faceți, o anatomie a anilor 80. Anilor 80, da. Pentru că cu materialele care circulau, cu ideile care apăreau. Exact, ideile care apăreau. Era un soi de matrice a timpurilor de atunci. Însă era un soi de expresionism, pentru că era greu să conviețuiești în condițiile propagandei de care te izbeai zi de zi, ceas de ceas, și atunci, sigur că și manifestările și soiul ăsta de expresionism abstract îmbrăca ideile epocii. Ioana Chira, v-am văzut dând explicații în fața fiecărei lucrări în parte. Cu ce vă începeți turul? Cu prezentarea artistului, a tehnicilor? Cei mai mulți vizitatori sunt interesați de lucrările pe care le văd, de lucrările mari, cele care atrag atenția din momentul în care intră în galerie, urcă scările și se întâlnesc cu un colaj de peste 2 metri jumătate înălțime. Și de altfel nu doar mare, ci și puternic ca expresivitate. Extrem de puternic vizual, cu o intensitate, chiar o radicalitate vizuală absolută. Extraordinară. Și după aceea sunt observate și lucrările foarte mici, atât de delicate și fin lucrate. Exact. Există un dialog pe care curatoarea Liviana Dan l-a gândit pentru această expoziție, în care în fiecare dintre încăperile de la etaj a pus în dialog lucrările vechi din anii 80, sfârșitul anilor 80, și lucrări foarte noi ale lui Mircea Stănescu, extrem de diferite, inclusiv sub acest aspect al scărilor, al dimensiunilor. Te poți chiar regăsi cu un istoric personal în poate una dintre lucrări. În timp ce lucrările mici te introduc într-o stare mai meditativă, să zicem.